Salutare și bine v-am găsit, dragi moșului! Ce mai faceți, mă? Cum mai sunteți, mă? Uite ce frumos sunteți! Sunteți tare frumoși așa când dați like-uri și subscribe la Moș Puf, da, îmi place la nebunie de voi când faceți treburi de-astea. Bine v-am găsit, dragii mei, înapoi pe Park City aici, alături de pufosul ăsta șmecheros aici, de Moș Pufos. Suntem iarăși aici jos la sătenii noștri. Să mai stăm de vorbă cu ei și îl aștept pe misio Blușmenosu, că zic că avem o treabă cu sătenii și cu nu știu ce chestii. Vrea el să facem o schemă, ceva magie neagră, nu știu sigur, așa că stăm și îl așteptăm aici și după aceea ne îndreptăm spre treburile noastre. Bătrâne, asta e insula, după cum poți vedea, scheleți, fantome, dar m-a ajuns bine că e noapte. De asta m-ai pus să strâng sângele ăsta și să mă mor, să tem și de ele. Da, uite. Pun ăsta, ăsta și ăsta. Și acum? Iar acum tu ar trebui să pui sângele ăla, da, ar trebui să golești sticla în ăsta, în altar. A, în altar? Da, 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 da. Așa? Nu știu exact. Cred că stai să văd. Blood donation. Ai fost să iei donații de sânge. Mă, știu, trebuie să le... Oare? Trebuie să pui în alea cea... Cum, exact, mă? Cred cu că shift? Să pun aici. Cu shift? Nu știu exact, stai să văd. Băi, pune-te-mă acolo unde trebuie. Mă, se aud tot felul de incantații pe aici. Da, când îl pun pe ăla s-aud, dar nu înțeleg cum ar trebui să... Poate în altarul ăsta, în almă. Aruncă sticla pe aia. Asta nu e altar, ăsta e numai un lectern. Bun, stai să vedem ce scrie aici. Ne. Da, citești ce tu pe acolo, poate îți dai seama. Bun. My mind became clear, the fog was gone, bla bla bla, nu știu ce, engleză, trebuie socotel. I took his stuff, iauzi, while he was resting and I turned it against, bla bla bla, nu știu ce. Bătrâne, am descoperit, fii atent. Noi ne-am chinuit atât, uite că m-am uitat pe aici. Deci, 1, 2, 3. Și acum pune sticluța acolo. Ia să nebunesc. Aoleu, câtă pezna. Retrage-te, ai mare de aur, ai ender pearl-uri. N-am nimic, am sabie și armură, îți bine, îi bate, îi rup. Mulțumesc. Poftim. Ai, urât-i, mă. Da, și bătrâne, în caz de ceva, fii atent, am pus un pat aici, în spate. Așa. Nu, am pus numai așa să fie. Gata. Ești pregătit? Gata. Bă, bobonia pe sus! Dă-i în el! Trage în el! Hai, bătrâne! Ei, satan! Ui, ce urât! Dă-i cu sabia! Cu sabia? Ui! Îi dau cu sabia! Ui, ce dă, ești nebun! Ține-l tu acolo! Ui, ce dă! Stai că nu pot să dau în el! Cad scheleți! Plouă cu scheleți! Mamă, ce cad pe aici, fugi! Plouă cu schelezi din cer, tu ești nebun la cap! Da! Mănâncă mere, să fii pregătit! Am mâncat! Dar nu mai pot, Daniel! Păi nu știu, poate e acum perioada asta numai! Acum putem stăm în el! Ioi, șalili! Dau în el, bătrâne, hai că putem! Tu dă în el că se uite la mine! Stai, dau în el că m-au ridicat în aer! Dar nu mai pot, Daniel, acum! Aba, pot! Vezi că te tacă ăia! Bă, pe ăștia rezolv, mă, i-am fost în armată, fii atent aici, în război. Nu mă știe. Pieiți, mă. Stai, arată eu cine-i șeful. Aoleu, fugi, bătrâne, că pică scheleții. Mă, băiete, mă, dar ce e aici, mă, ca în război? Aoleu, bă, unde cad ăștia de damage, mă? Mamă, stai că vin aia după tine, stai că vin să te ajut. Ia, cât să-s? Stai. Ia. Da, un ei, hai. Ia. Așa, hai, i-am făcut. Bă, stai ca uite, mă. Hai pe el. Că putem, Daniel. Du-te acolo, că eu dau așa. De la distanță. Și eu dau de aici, din spatele lui cu sabia. Cum pot? Aoleu, mă atacă și pe mine, nu contează. Îi dau. Rupe-i fâșu. Îi dau, cât de tare pot. Hai că moare. Hai, încă un pic. Nu, aoleu, fugi. Aoleu. Fugi. Uite, și-o schimba forma. Bă. Și-o schimba. Aoleu, nu mai văd nimic, bătrâne. Vezi că mă fuge, vine să mă mânce. Vin după tine, bătrâne, atunci. Bă, vine să mă mânci, mă. Dar nu mai văd nimic. Mă, nu, mă. Nimic. Unde-i? M-a teleportat.
Unii, în spatele lui Siu. Și pe mie. O, 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 o. Sunt aici. Hai, ce rău, mă, mușcat. Vai, 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 vai. Nu pot să dau în el. Vai, m-a lăsat cu două inimioare și nie, pun la cap. Nu pot să dau în el. Bă, nu mă mai mușca, mă, lasă-mă, mă. Eu am o trepută, lasă-mă, muște iar. Unde ești? Aici și așa, aproape de el. Vin, vin, vin. Mănâncă, mănâncă, mai are din alea. Ah, mai am unul, mai am unul. Mai am unul. Stai așa că îți mai dau. Uai, tu știi ce rău, mușcă? Ia uite. Mulțumesc, mulțumesc. Gata. Trage în el, trage în el. Acum e momentul. Nu cred că, cred că trebuie să-i dăm. Îi dăm salam aici. Ei, putem, da, putem și să tragem și să dăm. Nu contează, dă-i acolo. Dă-i cu criticală, dă-i cu criticală. Dă-i că-i dăm. Îl lovim cât de puternic să poate. Mor, mă, salam, de să lăuți acești. Dar eu trebuie să-i bat și pe ăștia. Bate pe aia când bat pe ăsta. Eu încerc să-i bat pe toți. Cât să poate. Dă-i, 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 încă un pic, încă un pic. Să nu mai vină, să nu ne mai fugărească. Hai. Ăla-i, uai, stai că intră în a treia fază, fugi. Mamă, dar cât informe are ăsta, mă? Nu știu. Uite, se schimbă din nou. Mai ai mere, nu? Mă, dar urât ești, mă. Dă-i în el. Dă-i că se trăște, trage cu arcul. Că dați, mă, lăsați-mă în pace, că-ți e slab. Eu mi-am aruncat arcul din greșeală, vai. Ouleu. Vezi că... E pe el, e parc, e parc. Da, 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 văd. Lasă mitraliera în pace, dă-te că vin să-mi iau mitraliera. Stai că îi dau la ăștia, stai că trebuie să-i bat pe ăștia. Dar ce cu atâția de ăștia aici, mă? Păi îi apar să apere. Vezi că sunt, eu lovesc pe tine. Dacă lovesc cu... Uai, 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 dar dă bine, lovești, mă, dă... Stai că... nu te apropia de el, că dă bine, fai de mine, fai de mine. Da, de-aia zic, trage cu arcul, trage cu arcul. Gata, hai că bine. Îți dă câte, băi, cu armură fur de nether ai pe tine, mă, și cu desa, mă, dă câte două, trei, nimeni are, mă, nebun, mă. Aproape, aproape, l-am făcut. Ăla-i. Ce se întâmplă? Nu știu, nu mai dă-i. Că să... Dă-i. O dispărut. A murit? Ce-am primit? Am primit ceva. Bate-l pe ăla. Staff of... Am primit Staff of Astragul. Iauzi. Iauzi. Așa o scop. Bă, și ăsta e a meu. Vrei să te bați cu el? Cred că te atacă pe tine acum, nu? Nu, sau, apare, fuge, na, că nu, i-a dat foc. Na, fuge că i-a dat foc, cred că. Dă să fac și eu achievement-ul. Ia, ia, dă să te... Vezi că te atacă, te atacă, ai grijă. Iaule, eu vreau să mă mănânce. Dă tare? Mă. Nu mai dă. Okay. A, pentru că ai tu staff-ul, cred că. A, nu dă tare. Mai ai staff-ul, da. Nu dă tare. E ok. Hai să vedem cât de... Bă, dar e puternic. Rezistă ceva, da, da, nu. O rezista câteva săbi. Mamă, ce bătălie am avut aici. Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Da, 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 și dacă vrei încă un staff, dacă vrei și tu un staff din ăsta să avem amândoi, mai putem bate încă unul. Băi, mai batem unul, dar trebuie să găsim un sat, mai să facem aici mișmacuri. Da, 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 cu altă ocazie, am înțeles. Și să venim mai pregătiți cu poțiuni, cu alea. Da, dar nu neapărat, că o fă bine și așa. Da, cum, o fă bine. Acum, bătrâne, fii atent. Da. Știi că noi avem, ia uite, stai așa, noi avem d-astea șmechere. Da. Dar este un centiped din ăla, de la care poți să iei niște picioare și să faci pantalon de tecațăr pe chestii. Fii atent că eu am aici pentru tine o surpriză cum am fost în Nether, ia. O, ce tare, dar n-am Netherite. Deloc, deloc? Deloc, deloc, sărac, lipit. Atunci de la mine, că-ți fac eu? Faci tu, mamă, te pup. Am ceva cărți de ales acasă, dacă vrei să craftăm. Păi numai acasă putem, da. Una... Da, 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 am ceva cărți să punem niște enchanturi șmechere, să putem încerca. Așa, așa. Uite, una pentru tine, una pentru mine. Ioi, te pup. Mamă, mamă, asta da, am făcut și achieve, mă, suntem șmecheri. Surf and smurf aici, direct, suntem ia noi. Ia uite, câte enchanturi poți să pui pe ea. Ok. Nu cred că foarte multe. Deci, 1, 2, 3... 4, 5 enchanturi poți să pui pe ea. Bun, deci ne întoarcem acasă, mai ne să batem centipede. Da, exact, hai da. Am zburat. Niște și pe bătrâne. Ce faci optică? Uite, mă. Ce cu... Are, ia, stai, fii atent, că dacă tot am fost... Ce facem și noi, da. Dacă tot am fost la vânătoare, ia, stai. Da, că am fost la vânat, a fost groznic până peșterile alea, nu mai vin niciodată cu tine. Am și eu, nădragi. Am nădragi șmecheri. Păi n-am nădragi șmecheri. Vreau și mulțumesc. Ai și tu nădragi șmecheri. Apreciez. Gata. Ce pot să fac cu așa să mă... îmbrăcat. Nimă. Echipa în pijamale. Echipa în pijamale. Hai înăuntru un pic puf să-ți arăt ceva șmecher. Gata. Bine, Reoptical. Ne vedem la alegeri. Da, ne vedem la alegeri. Sănătate, numai bine. Deci fii atent.
Da. Am o chestie șmecheră să-ți arăt. Ia încearcă tu să deschizi ușile astea, vezi dacă poți. Mă, da. Zici ca o față de câine acolo sau ce? Acum am observat și eu că zici ca o față de leu. Nu mai are, așa-i? Îi blocăzi, zici că e blocată. Și acum fii atent, dacă ai cheia asta în inventar. Nu, 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 nu da cu cheia. Okay. Fără, deci trebuie să dai numai cu mână, nu cu cheia. Așa, a, deci îți trebuie cheia. Dar nu pot, uite, vezi, eu nu pot. A, dar nu pot să... E blocat. Nu. Uite acum, uite, dacă... Nici nu pot să... Nu, nu, nu pot să deschizi. Nu merge, mă, dar interesant, îmi place, îmi place ușa. Dar dacă am cheia în mână, îs uși de netherite. Uși de netherite. Da, 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 și uite aici, pot să deschizi, asta pot să deschizi, da. Ți-am găsit canguru. Da, mi-a găsit canguru, mă bucur. Uite, fii atent, fii atent, hai sus să vezi ce animalul șmecher am găsit. Hai să închid porta la garaj. Da, închide porta la garaj. Ia uite aici. Ia uite-l pe ăsta. Uai, băi, am găsit și eu unul de ăsta. Fii antenă. Deci da. Am găsit și eu unul de ăsta prima zi când am venit aici și m-am dus la minat, mm-hmm. Da? Și l-am dat la nepot. Dar nepotul l-a pus cu babuinul și o fugit. Da? Ce fain, ce ochișor frumos. Am înțeles, am înțeles. Dar e șmecher că poți să-i dai, trebuie să-i dai vreo 4-5 flori diferite și după aia animalul tău de companie. Da, 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 am văzut. Și zic că scuipă cu poleni după oameni sau chestii alea. Da? Ce tare, n-aș fi chestia asta. Am auzit colpirale alergie la polen, ce zici el? Îl face în să umfle capul. Ai. Da, ar fi tare, ar fi tare. Mulțumesc, da, fermier cu alergie la polen, nu știu ce să zic. Glumesc și eu. Da, da, da. Nu, bă, bătrâne, pe astea fiind spus să mergem și noi la alegeri, nu? Ia, aia vreau să zic, hai, către alegeri, către alegeri. Hai, să mergem. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Bună ziua. Uzați-mi întârzierea. Vă mulțumesc frumos că ați putut ajunge astăzi, după cum bine știți, au loc alegerile, iar totodată doresc să vă anunț că eu, unul, doresc să mă retrag din poziția de primar. Și eu care credeam că mai votăm, te votăm, păcat. Din păcate este mai controversată treaba, să vă spun, domnul Blum, dar n-are nicio importanță. Dorește cineva să candideze pentru poziția de primar al acestui oraș? Cum să nu? Compas, l-avem pe domnul Ciobi. Și eu doresc, dacă nu și mai candidați Blue. Dumneavoastră. Haideți aici, vă rog frumos. În regulă, să o luăm cu domnul Ciobi. Dacă el s-a ridicat primul, haideți, domnul Ciobi, spuneți-ne ce doriți să faceți, ce planuri aveți. Păi salutare, dragi cetățeni ai Park City-ului. Salut. Salut, știe. Salut. Om care... Ai noroc. Concurează cu mine aici. Da. În primul rând aș vrea să adaug aici pe stradă lumină, pentru că, na, știți și voi cum e, e întuneric, se produc accidente multe aici, e jale, ați văzut și voi. Aici pe stradă, adică da. Numai aici la... Peste tot, peste tot, da. În tot orașul ducem lipsă de lumină și ceilalți primari, na, mai greu cu lumina. Ce okay. Să facem, e greu când construiești doar unul. După aia aș vrea să măresc taxele pentru ploturi. De două ori chiar. Oh. Păi na, că primăria n-are bani să pună lumină aici în oraș și atunci va trebui să ia de undeva banii și de unde? De la cetățeni, normal. Ok. Nu știu ce să zic. Eu cred că devin agresiv. Aolo, da, nu, da, ușor, da, ușor, da, ușor, da, ușor, da, ușor, da, că crește tensiunea, nu e bine. Dar pensie când, domnul? Păi da, m-am gândit și la asta, am zis că îi dăm pensie, $1 pe săptămână, e ok? Am mai bătut pe unul aici atât în locul ăsta acum, câteva zile. Eu zic să... Da. Și pe lângă asta, ultima chestie pe care vreau să o fac eu aici, aș vrea să fac restaurant chinezesc cu câini și pisici, dacă e tot. Nu, vă rog, luați loc aici. Ok, ok, o să stau liniștit aici. Are cineva vreo întrebare? Rex, nu vrei să candidezi din nou? Sau? Nu, mă face să mă gândesc că da. În regulă, domnul Blushman, aveți cuvântul. Bun, ce vreau eu să fac dacă o să mă alegeți, dragi locuitori al orașului? În primul rând și eu voiam să pun lumină. Vreau să pun lumină atât în parc cât și în oraș, pe fiecare stradă. Semne de circulație, mai ales o să discut cu poliția dacă îi să fiu primar, o să discut cu poliția și o să punem semne de circulație, să nu mai fie accidente în intersecții, să știm cui acordăm prioritate. Și pe lângă asta vreau să repar întregul parc și să-l modernizez. Podurile, ați văzut și voi că-s destul de făcute așa să fie, niște poduri mai bune. Am alunecat odată, da. Păi eu ce zic, să nu vă treziți că mergeți pe pod și cădeți în apă.
Nu-l votați că pentru asta mărește și taxele, vă spun eu. Nu, nu, nicio taxă nu o să fie mărită, taxele rămân la fel, salariile o să crească de la săptămână la săptămână. Așa se face, domnule Ciobie. Iar pe lângă asta vreau să susțin micii, cum să zic, micii producători ai orașului. A, crezi că faci mici. Ofer... Nu, nu fac mici, că n-am carne, Ciobie cu carne. Da, na. Așa. Îți dau eu mic. N-aș mânca de la Ciobie, sincer, că... Poți că-mi dă el mic, mă, bă, bă, bă. Aul, aul. Ce urât, mamă. Stau un pic mai departe. Și ca să susțin micii producători locali, o să fac niște food truck-uri în parc. Sună bine. Cu shawarma? Păi cu ce o să vrea să vândă oamenii. Păi nu-ți dau carne atunci. Dacă la legeți, nu primește carne. A, păi oricum mănânc cartofi de la fermă pentru că susțin sărăcie, producția sărăcie. Orașului. Ne facem vegan așa, cumva toți așa dintr-o dată, nu? Mâncăm fasole, mă, mâncăm fasole. Mie îmi convine, mie îmi convine. Joacă fasole. Iar fasole, asta de la fasole. Mi-e rău. L-am pălit și pe col. Aoleu. Și mie. Atât, domnul Blu? Atât a fost discursul meu momentan. În regulă. Aveți întrebări? Cine o mânca fasole? O să avem și noi. Nu, nimic. Da, ce ziceți, domnul Adrian? O să avem trecere de pieton cum trebuie la intersecții. Da, că tu a zis acum, da, o să retrasez întregul oraș ca să fie făcut ca lumea. Să avem treceri de pieton, să fie totul făcut bine. Indicatoare, domnul Blu, o să avem? Da, asta am zis, că o să vorbesc și cu poliția și o să punem indicatoare la fiecare intersecție. Da, altceva nu avem, adică... Păi nu avem copii prin oraș. Există cineva care... Vrei să faci un copil cu belengherul? Măuleu! Nu-mi place cum sună asta. E mare și negru. Păi, cățelul lui. Da, de aia. Stai că m-am prins și eu acum. În regulă, oameni buni, haideți să lăsăm ale belengherului și să votăm. Votăm, pe rând? Puteți spune pe rând, vă rog, de aici, așa, și puneți în cufărul acesta pe cine doriți să votați. La final voi număra voturile și vom vedea cine iese noul primar. Să fie într-un ceas bun. Hai, Doamne ajută! Am dat noroc acum. Noroc. Ne trecem frumos pe lângă masă, așa? Au, mamă, ce necazuri ai, datare în picioare. Să știi. Nu-ți place, îți dea cu luminițe și cu... cu role. Ia uite, îți iei zborul cu ei. Ui! Din pensie și a luat. Tineresc. Dar cum? Vezi că are domnul Puf pensia mare. Să umbli da, bloc de la... Da, e bine pe pensie. Hip-hop, trip-trop. Îl mai scapă sub papa, în rest e ok. Mai vrei un gaz? Ce vrei, bătrânețile, s-a abuzat. Da. Gata. Acestea sunt... mai este... Eu v-am spus să nu mai vapați, mă, copii, că nu vă face bine. Am ales cel mai mic rău. Cel mai mic rău. Ia, haideți să vedem. A fost cineva destul de neatent și a scris... Cine-i Blueman? Blueman. Blueman. Blueman, atâta scrie pe foaie, Blueman. Concurent nou. Eu am scris... Mulțumesc, Gorbi. Așa-i zic eu, nu. Vai. Atâția în colpiri și nu știi să-mi pronunț numele. Avem rezultatele finale, mă scuzați, a fost destul de greu să număr până la 3. Mă gândeam obișnuit. Că durează cam mult. Da, m-au dat peste cap că erau scrise diferit. Haideți, treceți, vă rog frumos, unul într-o parte, unul într-o parte. Așa, o facem frumos în partea dreaptă când tărim 50 de chile, nu? Da, eu am 65. Nu mai faceți. Eu am 70. Se pare că avem așa. Două voturi. Pentru Blu. Glumesc pentru Ciobie. Se pare că Blu a câștigat cu două voturi în față, având patru voturi. Deci nu vrei să stau la chinezesc, ha? Ciobie, două voturi. Nu ne place. Nu o să vă dezamăgesc, dar și puțin. Să sperăm. Că mă cincești, mă, uite-mă o muscă, mă, cu tractorul, mă, tu ești nebun la cap. Ce se întâmplă aici, ia? Ucide musca, ia.
băi, băiatule, bă, unde e optical, mă? Unde e, mă, ăsta nostru, mă, din reprezentanțe, mă? Au vrut să-i fure musca tractorul, mă, așa, ceva incredibil. O să-i lăsăm acolo tractorul așa frumos și îl parchează el după aia. Eu am aici șmecheria asta, hai? Skateboardul ăsta și am găsit cât am fost în explorările mele niște enchanturi pentru ea, așa că mergem până la spawnerul nostru acolo frumos, mergem până la bunker să punem enchanturile pe ea, să vedem cum funcționează ea și ce scheme face și din astea. Am văzut că și-a făcut mai multă lume chestii din astea. Am văzut și la tânărul Trex că și-a făcut și el parcă, dar el din păcate nu și-a pus parcă ceva enchantment pe ea și când o vrut să o ia de pe jos înapoi, i-a dispărut. Așa că... Iaoleu, unde mi s-a dus mașina? Vine-mă înapoi un pic. Rămâi aici sus pe bunker parcată, nu ai fi nebună tu de tot. Așa. Și ne aruncăm o pe jos. Acum, aici mai erau ceva enchanturi pe niște cărți. Cred că le-au găsit Blue. Unbreaking. Cred că o să-i fure un unbreaking din ăla cât de curând. Da. Ia muriți, mă, ia așa, ăi, tată, ăi, muriți, ia bucată, ăla-i, mă, băiatule, mă. Mai stea moșul un picuț pe aici, au mai făcut niște level ca să enchanteze treburile astea, șmecheriile și așa. Mi-am găsit eu cărțile astea la mine în ghiozdănel, ia uite, cu serpent, chestii, treburi, socoteli, dar am văzut că și putem să enchantăm asta. La ăștia deja le-am dat enchant, așa frumos, elegant, au unbreaking și protection pe ei direct, gata, acum ne mai trebuie un mending când o să fie mending-ul de cumpărat. Și am rezolvat problema cu pantalona și aia. Așa. Și acum putem să o punem pe asta aici să vedem. Ne dă straddle jump. Ia. Ne dă și un unbreaking. Ne dă numai straddle jump. Nu-mi place. Tu ce-mi dai? Unbreaking și fire aspect. Nu-mi place nici ăsta. Poți să-l mai dezenchantez pe ăsta odată să vedem dacă... Dar nu vrea să-mi dea altă de ăsta, mă, băiatul. E incredibil așa ceva. Ia. Tot straddle jump. Mă, dar numai straddle jump știi să-mi dea chestia asta aici. Apare numai straddle jump, știi, să-mi dea. Aia nu-i de bine. Aia înseamnă că trebuie să o punem, uite aici. Și să punem pe ea. Ăsta ne interesează. Returning board-ul ăsta ne interesează. Lava ăsta ne interesează. Și serpent charmer-ul ăsta, cred că și ăsta e bun. Și cred că am putea să-i dăm un nume noi aici, nu? Ia să-i dăm aici... Placă de surf. Nu? Surf and turf. Punct. Gata, i-am dat nume, excelent. Și acum, în teorie, n-am luat cărticica aia cu unbreaking de aici, trebuie să vorbesc prima dată cu Blue să vedem dacă pot să iau sau nu. Da, vedem noi pe parcurs. Dacă, oricum, o să apară și magazinul de cărți și atunci o să putem să cumpărăm de acolo cărți, liniștiți, fără nicio problemă. Da, ia să vedem, putem să folosim asta acum. O punem aici, ne urcăm pe ea și practic e cam înceată, mă, băiatule. Deci asta e pentru lavă mai mult. Când o să fim în Nether, pe lavă, pe acolo ar trebui să fie schema. Dar, ok, pot să o iau, să o plimb, am înțeles. Și dacă o sparg, ăla îmi vine înapoi în inventar. Asta mă interesa, mă, băiatule. Asta mă interesa pe mine. Asta era problemuța aia șmecheră. Treaba e în felul următor. Deci asta e bună numai în Nether. Numai dacă o folosim pe lavă pe acolo, cred că numai atunci e bună. Deci aici, prin overworld, nu prea avem noi ce să facem cu ea. Da. Și atunci ar trebui să mergem până în Nether să-i facem o micuță probă, nu? Cred că aia ar fi șmecheria. Ia că a ajuns moșul și Nether înapoi. Și acum aia să vedem, îl facem noi pe moșul surfer. I-am luat pantalonia de măcațări pe chestii. Uite așa, ca să putem să coborâm și să nu ne mai luăm și noi damage. Din alea, mă rog, Tony, luăm ceva damage, că suntem căpcăuni așa de felul nostru și ne place să ne aruncăm în gol. Opa, jos. Așa, dă înainte cu tupeu și vrăjeală de zmeu. Țac, pac, țac, pac. Și acum, ne punem aici, ne punem placa aici, ne urcăm pe placă și... Păi ești dement. Ia fi atent schemă. Ia fi antenă schema aici, uleu, m-am bătut de ăsta. Dă-te, mă, din cale. Și dacă sar cu ea... Uai, tată! Da, acum problema e că am picat sub lavă. Dar acum cum aiezi aici? N-a să o treci să o văd și pe asta.
M-am buguit, ce s-a întâmplat? Pot să mai sar cu asta? Nu pot să mai sar. Na. A, uite că urcă ea încet, încet, cu treabă bună. Aha, dar nici nu arzi. Ca să vezi. Ca să vezi tu schemă, că nici nu arzi. Ia uite. Ai fire resistance, bă, băiatule, cât timp ești pe placa asta. Mamă, tu ești nebun la cap. Ia uite că poți să o ridic un picuț încet, încet, cu treabă bună. Băi, nene, băi. Băi, tu ești nebun, fii atent cu ce viteză mă plimb pe aici prin nether și că n-am nicio treabă. Aș să duce unde pune mouse-ul. Se duce unde pune nenea puful mouse-ul. Perfect, perfect. Ma, ce șmecher ăi. Cu asta și cum? O să traversăm pe aici prin lavă, prin ăsta, prin nether, de n-ave nicio treabă. Care tot arunci, mă, după mine? Tu ești nesimțitul. Aoleu, stai că dacă... Ia uite... Și dacă stau aici așa și nu mă mișc, nu-i bine. Trebuie să sărim un picuț. Dacă nu te mișc cu ea, aparent ești cu funzi, mă, băiatule, mă. Bun. Vreau să sărim odată așa ca lumea. Ia uzi. Eu te săr pentru... Dar n-are treabă cu mine pentru că am chestia aia șmecheră pe placă. Ma, tu ești nebun la cap? Uite-l pe ăla. Pleacă, mă, de aici, mă. Pleacă, mă, de aici, mă, n-auzi. Unde-i serpentul? A, vine după mine serpentul, ia auzi. Ia, stai că mă dau eu jos de pe placă, dă-mi placa înapoi. Ce faci tu, mă, băiatule? Ia, uite la el. Și șerpele? O să iei șerpele pe mine. O să te bat cumva și să obțin chestii de la tine? Că de meci de dar nu dai. Cum îl bat? Unde ți freza, mă, băiatul meu? Eu l-am pălit toată. L-am pălit două ori. A treia oară cu noroc. Nu? Nu-i cu noroc. Hai la moșu! Ăla-i! Hai la moșu! Ia, ce mi-a dat? Mi-a dat un serpent tooth. Și ce fac cu ăsta? Îmi fac lava vision ca să văd prin lavă. Mamă, ce nebunie, oasele astea. Bine, hai că le păstrăm și pe astea, că cine știe, poate ne zbune la ceva. Am bătut șarpele de lavă. Am bătut de toate chestiile, mă, astăzi, mă. Am bătut de toate chestiile astăzi. M-am bătut și cu Lich King-ul ăla sau ce-o fi fost, cum i-o fi zis la șmecherașul ăla de acolo. M-am bătut și cu centipede prin adâncurile peșterilor din Deep Park City. M-am bătut și cu... Ce faci, mă? Ce vrei, bătaie? Ia bătaie, hai cu-a. Nu mai tot arunca cu pești mie, unde te crezi? Ia uite ăsta și că e de la Constanța, aruncă cu pești după tine aici. Ce ești nebun, ce ai? M-am bătut și cu șarpele ăla, ne-am dat și cu placa de surf pe lavă. Ce să mai mă-s, regele valurilor de lavă de aici din Park City, mă băieți, mă. Și fete, bineînțeles, băi, și fete. Da, dragi moșului, cam atât o să fie pentru episodul ăsta. Vă pupă moșu, să aveți, ia, să mă vedeți și voi așa. Vă pupă moșu, așa, să aveți mare grijă de voi. Nu uitați să lăsați acolo un micuț subscribe și un like pentru Moș Puf dacă vă place ce face. Dacă nu, puteți să lăsați și dislike, că moșul nu se supără. Și ne vedem în episodul următor.